A șasea ediție a întâlnirii Fiii Satului din Ungurar se va desfășura în data de 22 august. Cu acest prilej se vor organiza mai multe manifestări, printre care o paradă a călăreților, un program folcloric și un bal. Fiii Satului Unguraș este un prilej pentru ca cei plecați din comună să se întoarcă acasă și să fie alături de cei dragi. Evenimentul este organizat de către primărie și se va desfășura pe durata unei singure zile, în 22 august. Dimineață, tinerii din Unguraș vor merge cu căruțele prin sat și vor invita oamenii la festivitățile care urmează. Apoi va avea loc o slujbă ecumenică religioasă și se vor depune coroane la Monumentul Eroilor. După amiază, cei prezenți se vor bucura de un spectacol folcloric. Avem o expoziție, de fapt două, cu tematici. Vârstnici peste 80 de ani. Avem 80 de vârstnici, la fiecare s-a făcut câte o fotografie și vor fi expuși în cinta Căminului Cultural. Tot așa, o expoziție cu tematica. Tematica de anul acesta va fi oieritul, pentru că este un meșteșug foarte vechi practicat în zona noastră. Ne-am gândit să expunem toate obiectele legate, toate produsele obținute prin oierit, de la stână până la caș, la urdă, la prepararea urdei, vestimentație. Deci din bugetul local anul ăsta am pus 60 de milioane în bani vechi și restul ce se adună din donații, firmele ne ajută din localitate care participă, ei ies acolo cu diferite produse și ne sponsorizează cu sucuri, bere, care ce poate și ea ne prind bine. Locuitorii comunei Unguraș pun mult suflet în organizarea acestui eveniment și ajută fiecare cu ce poate. Aș dori să mulțumesc foarte mult populației, locuitorilor comunei, pentru sprijinul dat și nu numai pentru sprijinul material, ci și sprijin care constă în muncă voluntară. Avem peste 100 de oameni care prin organizare, prin prepararea mâncărurilor, prin pregătirea scenei, prin pregătirea spectacolelor, contribuie la acest eveniment.